Cum s-a schimbat anturajul din jurul tău și prietenii tăi, mare parte? Crezi că mai există așa ceva, Robert? Da, crezi că mă mai interesează, deci odată înainte de toate, crezi că mă mai interesează treaba asta? Odată că prietenii, cunoștințele vechi, nici nu s-au interesat, nici nu le-a păsat, știi? Adică ei au locat, da, Alin, cine știe, a nebunit, s-a drogat, exact cum zic toți oamenii, pentru că există o realitate spirituală în spate. Satana trebuie să-i țină pe oameni cu el. El asta vrea. Și trebuie ca această cale, calea adevărului, Evanghelia, trebuie să pară ceva, trebuie să fie de râs, trebuie să fie o nebunie. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Trebuie să fii născut din Dumnezeu, să ai Duhul Sfânt ca să le poți înțelege. Căci tu ești mort din punct de vedere spiritual și abia după ce ești mântuit, ești adus la viață. Altfel nu înțelegi, ești om firesc. Ești călăuzit de firea ta, care este o sclavă a păcatului, care este condusă de Satan. Oamenii care nu l-au pe Hristos sunt călăuziți de Satan. Nu există, nu poți să spui, păi nu, că eu nu sunt, eu sunt cu altceva. Na. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu Satan. Nu există alte soluții, doar două sunt. Ori ești cu Hristos, ori ești cu diavolul. Nu există alte căi, alte... Păi stai că eu nu sunt, nu, că eu sunt cu Buddha, eu sunt... Nu, dacă ești cu Buddha, ești cu Satan. Dacă ești cu Allah, ești cu Satan. Dacă ești cu... ziceți. Ai înțeles? Cu spiritualism, cu transcend, cu... Ești cu Satan. Satana a trebuit în toți anii ăștia, ce a făcut Satana? A trebuit să pervertească, să facă tot felul de modalități, tot felul de... să facă tot, ca să te zăpăcească și să nu, cumva, să nu te duci la singura cale, ci să ai 4 milioane de căi și să te duci la oricare alta, pentru că oricum calea adevărată, fiind acolo, te mustră, nu-ți place, îți scoate în evidență păcatul, îți arată adevărul, te mustră pe dinăuntru, pentru că te cercetează. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, este o sabie. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie și te face pe dinăuntru și nu-ți place, nu vreau. Și ce faci? Te duci la Allah, te duci la Buddha, te duci la teoria conspirației, te duci la Big Bang, te duci la tot felul de bazaconii, toate inventate și făcute de diavol, și spui credința în ele. Pentru că noi lucrăm pe bază de credință, atenție, toți credem în ceva, până și ateii care se dau. În cazul ateilor este o absurditate imensă, imensă, pentru că până și ei cred în ceva. Ei trăiesc pentru ceva, ei spun că nu cred în Dumnezeu, nu cred în nimic, dar trăiesc pentru ceva. Lucrează, nu știu, fac muzică, cred în muzica aia, cred în bani, lucrează pentru bani, vor să facă bani mulți, cred în bani, fac un idol din ceva, tot cred în ceva, pentru că nu e așa, suntem creați, noi lucrăm pe bază de credință, nu poți să, nu există om care să nu creadă în nimic, nu există, sau care să nu creadă, nu există. Ideea este, unde spui credința? Aia contează, dar tu o ai. O ai în ceva, credința ta se află undeva, în ceva, în cineva. Dar o ai, nu poți să zici că nu crezi în nimic. Anturajul ca anturajul, dar familia, dar ce părere are acum de tine? Bănuiesc că sunt mândri de tine. Nu înțeleg, frate, se împotrivesc, îi depășește, nu interesează, se prefacă, nu e așa. Dar ți-am spus, există o realitate spirituală în spate. Există un război spiritual, Satana se luptă ca toți cei care nu-L cunosc pe Hristos să nu-L cunoască. Calea adevărată, calea adevărului, Evanghelia, să pară o nebunie. Ce e asta? Alina nebunit, Alina nu e sănătos. Deci eu, până nu te cercetează Duhul Sfânt, până nu ți se ia perdeaua, ai așa un strat de ceață, știi? Până nu se ocupă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu vezi, n-ai cum să înțelegi. Deci da, asta se întâmplă cu părinții mei. Na. Nu mai discutăm despre Dumnezeu, că dacă vorbim despre Dumnezeu,
îi mustră, îi înțelegi, pentru că Evanghelia asta îți face, îți scoate în evidență tot. Domnul Iisus a adus sabia.